Salut, prieteni! Salut! Sunteți pe canalul meu Andrei Savciuc Live și cred că vă uitați la fețele, la toți, la Andrei, la Irăcica și la mama, sunt obosiți. Noi, prieteni, astăzi vom face un video, vă vom arăta așa un vlog, ce am făcut și ce avem de gând să mai facem. Ce, Andrei? Vișină? Da, acum să arătăm toate vișinile noastre. Mai întâi, hai să vă arătăm ce avem noi aici. Avem zmeură, da? Da. Cu zahăr, cu zahăr, da? Da, da. Iată, zahărul nostru aici. Am făcut câte se primesc bănci aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și una nu este plină. Da, și în congelator. Noi această zmeură o facem cu, pentru iarnă, da? Noi acum iaurturi, terci. Pentru iaurt, pentru terci, pentru ceai. Ea este foarte gustoasă și foarte folositoare. Iarna, când dacă cineva are temperatură sau gripă, deseori iarna, mulți oameni se îmbolnăvesc. Și această zmeură este un product, să spunem, natural, care te lecuiește foarte rapid. Conține multe vitamine. Foarte multe vitamine, da. Zmeura, în genere, este foarte folositoare. Așa, noi aici avem, iată, zmeura, deja am pregătit-o. Haideți să vă arătăm. Haideți să vă arătăm. Noi încă nu terminăm lucrul. Noi încă mai departe trebuie să continuăm. Wow. Haideți să vă arăt acum vișinile noastre. Vișinile noastre cu care le-am cules și ce vom face cu ele, da? Da. Hai, mergem aici și o să vă arăt. Iată, prieteni, vișinile noastre pe care le-am strâns noi astăzi. Aici sunt undeva aproximativ vreo 10 kg, poate 9, așa undeva, plus minus. Noi aceste vișine, acuș pe toate, le vom spăla și după aceea va trebui să le scoatem semburile, da? Da. Bine, hai dar să le spălăm. Iată, am pus toate vișinele la spălat. Uitați-vă câte sunt. Acum fiecare trebuie să le spălăm foarte bine. Le punem, am pregătit aici niște vase. Le vom pune aici și după aceea va trebui, prieteni, să le scoatem toate semburile. Asta e cel mai greu. Da. Și pe urmă o să vă arătăm ce vom face noi cu ele, ce se va primi până la urmă. Noi le vom face, se primește în sucul lor natural să fie, deoarece nouă ne place foarte mult iarna, când facem clătite sau torturi cu vișină, da? Da. Noi deja am făcut și niște compoturi, numai că le-am făcut la părinții lui Natalia. Da, la casă n-am mai făcut, că este foarte cald și cine este de la țară știe că când faci borcane cu compot, se ridică o temperatură foarte mare la bucătărie. Și de aceea noi le-am dus la țară și le-am făcut acolo. Dar acestea noi am hotărât să le facem acasă, deoarece ele nu trebuie fierte, da? Da. Nu trebuie fierte. Așa. Un pic numai. Numai un pic, da? Ură, da? Așa. Iată așa sunt, prieteni, vișinile noastre acum. Pe urmă o să vă arăt când Irăcica și cu mama și eu și Andrei și toți vom scoate sâmbure și o să vedem atunci ce urmă. Pe pasuri o să arătăm, da? Da. Deci, hai, acum spală și pe urmă arătăm. Iată așa, vișinile le-am spălat. Acestea nu sunt toate și Irăcica deja s-a apucat să scoată sâmbure. Iată. Fiecare se ocupă cu ce poate mai bine. Irăcica cu Andrei, Irăcica cu mama curăță. Cineva le mănâncă curățite, da? Și eu filmez. Prieteni, este foarte mult de lucru aici. Eu nu știu, este... Nu știu, o să vedem pe câte ore. Hai să ne uităm chiar la ora. Eu mă gândesc că... 1:40. Hai o să vedem. Adios. 10 minute, jumătate de oră. Ce? 4-5 ceasuri. Hai că o să vedem. Nu, chiar o să vedem cât timp. Serios? Dar și-ți spui. Dar pleacă că tu deja cât minute. Ești numai cât e curățit. Hai. Bine, deci procedura este următoare. Scoatem sâmburile și pe urmă arătăm pasul următor, da? Asta se primește când noi ne pregătim pentru iarnă, da? Toată ziua pentru iarnă, pe cât mai repede. Hai că cu cremă și torturi. Din vișină, da. Hai că eu o să vă ajut și eu acuși, dar eu sper că mai repede, nu chiar cu mam, 4-5 ori și avem sute de kilograme de scos sâmbure. Azi că le scoatem noi repede. Nu toate, da, ne jumate aici nu. E cutiune toate, 10 kg era. Păi 10 și n-ai văzut în cutii cât am strâns? Prietenii, au trecut 35 de minute. Haideți să vă arăt la ce stadie suntem. Uitați-vă aici. Mama a pus deja în 4
borcane. Noi am cumpărat astăzi de la piață 12. Sper să ne ajungă. Asta lui Ira. Este alu mama deja. Am obosit. Am obosit. Și uitați-vă încă cât mai sunt. Iată, acestea eu le-am spălat, mai sunt încă. Da, și aici. Ce? Vrei să mănânci? Păi mănâncă. Și 4 deja sunt. Noi mai avem încă 8. O să ne ajungă 12 borcane. Dar nu ne ajunge 12. Și, prieteni, încă, încă una, ce vreau să vă arăt, ce urmează după aceasta. Iată, aceste 4, eu nu știu câte o să vă arăt. Noi le punem într-o cratiță, într-un vas. Trebuie să le umplem pe acestea. Da, da. Și, dar, hai, eu o să arăt și după aceea o să arătăm chiar cum le punem. Da. Ce constă procedură? Noi, numai decât am pus apă la fiert, așa vă arăt. Spălăm, scoatem sâmburile, punem în borcane și după aceea trebuie să le punem puțin, ele să fiarbă, da? Da. Cât timp? Undeva 30 de minute. Jumate de oră. Haideți eu să vă arăt, dar este foarte important când punem, uitați-vă, vedeți, apa într-un vas și numai decât trebuie să punem o cârpă acolo. Eu am pus iată așa o cârpă. Pentru ce se pune cârpa aceasta? Ca să nu se spargă borcanele? Da, da, da. Curie. Băncile să nu se spargă, așa. Hai, deci după ce le umple pe acestea, le arătăm cum tu le pui în vasul acela și cum trebuie, cum o să fiarbă, cum le scoatem. Noi facem acest vlog pentru acele persoane, pentru acei copii sau maturi cine se uită, care nu știu cum se fac. Că da, sunt foarte mulți care... Dacă îi pui în congelator, le parcă nu se păstrează. Stare, da, își pierde foarte multe din gust, da, da, și din vitamine. Așa că urmăriți video până la urmă și o să vedeți cum se face pas cu pas. Ce vrei? Ce vrei, Andrăș? Mamă, curăț. Ce arată? Ce vrei? Unde să o pui? Și ce să faci cu ele? Să le mănânci. Repede. Hai, repede. Hop. Bine. Hai. Continuați mai departe. Prieteni, am uitat să vă arăt că, iată, noi am pus câte 4 linguri de zahăr în fiecare bancă. Vedeți? Și după aceea am pus încă vișine deasupra. Iată, uitați-vă. Câte 4 linguri de zahăr. Iată așa. 4 linguri de acestea am pus. Și acum aceste bănci se vor duce în vasul cu apă și acolo o să vă arătăm deja ce urmează după asta, da? Da. Ele se pun în vas cu apă ca să se sterilizeze puțin și totodată ce se mai întâmplă? Sterilizează și încă ce? Normal, se sterilizează. A, și gata, da? Apa asta fierbinte, da. Pe urmă nu se sare copacul. A, să nu sară copacul. Bine. Bine, prieteni, o să vă arătăm deja când o să fie în vas. Uitați-vă ce frumoase sunt. Dar eu cred că aici vor fi mai multe de 12 bănci. Uitați-vă, deja 6. Și acum eu le umplu și cele 6. Tu spui de 12, da? Dar eu mă gândesc că e 10. Mai nu, eu cred că încă o să rămâi și o să trebuia să facem și compot la urmă. Hai că o să vedem cine are dreptate. Iată, prieteni, am pus în vas, au încăput 5 bănci. Uitați-vă, numai decât apă să nu fie deasupra, nu cumva să pătrundă apă fierbinte în băncile cu vișină. Iată așa. Și noi le vom scoate doar atunci când va începe apa să fiarbă și chiar sucul din interiorul acestor bănci, sucul de vișină, când va începe puțin să fiarbă și ele, atunci noi scoatem băncile din vas. Și după aceea vom pune alte 5. Și tot așa. Iată, numai decât așa este procedura, să știți. 5 bănci au încăput, fierbe apa, când fierbe aici, eu o să stau lângă ele, când începe să fiarbă sucul din ele, atunci noi le scoatem. Și tot așa pe rând. Și după aceea o să vă arătăm următorul pas. Iată, prieteni, a trecut cam cât vă 40 de minute, da? Da. Vedeți fel s-au făcut băncile noastre și iată, ele acum sunt tocmai bine de scos. Tu o să poți le scoți? Hai, încearcă una. Dar foarte atent că sunt fierbinți. Poți? Da. Încet. Să nu cadă celălalt. Și trebuie să-l lăsăm să răcească? Sau pic. Îi punem capacul? Punem capacul. Punem capacul și închidem bine. Eu deja o să închid. Și le lăsăm să răcească și le trimitem la locul destinat până iarna, da? Da. Iată așa, prieteni, am vrut să vă arăt, eu cred că v-a plăcut cum ne pregătim noi de iarnă, cum se fac vișine în sucul lor propriu. Cu teorie.
Ce câte ore? Păi acum iată este ora 5. Noi am început la cât am slăbit? Fără 21? Da. 4 ore undeva iată. Ce am zis? Da, ei da, 4 ore noi nu continuam lucrat, am așteptat. Și iată, prieteni, încă o dată, spunem pe etape. Spălăm vișnele, scoatem sâmburile, le punem în bănci, punem zahăr 4 linguri. 4 linguri la o bancă de 700 de grame, cât are da, e, da? Da. 4 linguri de zahăr, punem în vas să fiarbă puțin, 40 de minute, uitează cum trebuie să fie, și după aceea le scoatem, le punem în capac, le lăsăm să răcească și gata, naturul product al nostru este gata pentru iarnă. Deci, prieteni, dacă v-a plăcut videoul nostru și dacă v-a fost de folos, puneți like-uri, nu uitați, vă abonați pe canalul nostru YouTube și până la video următor. Da, și până la video următor. Dacă vă plac astfel de video, puneți like-uri și noi o să mai facem. Pe curând! Pa, pa!